Salut! Am revenit că m-ați întrebat cu ce mă ocupam eu înainte. Care era ocupația mea înainte de a fi trachist? Înainte de a fi trachist, eu mă ocupam cu fotbalul. Eram fotbaleator. Cum e lui Gabriel, cum e ăla, cum îi zice, Mocanu. Și eu tot la fel, am fost fotbalist, am jucat la senior, la Roma, la Reggio Calabria. Dacă se câștiga bine, se câștiga. Se câștiga bine, când jucam, când mai stăteam pe banca de rezerve, o mai luam pe-n tribune, ba un ceas, ba un portofel. Nu era cu telefoane atunci. Dar oricum, se făcea, mai spărgeam o sămânță pe la poliție. A fost, ce să zic. Dar am zis, oricum, dacă nu mergea treaba cu șoferia, mă apucam de manele, mă apucam. Am și coce, mă țineam bine de ele, adică de mamele, de mamele de nevastă mea. Mă țineam bine de coce, am. Toate diamantele le cumpăr pentru tine. Vedeți? Și poți să vorbești așa, băi, dumos. Ce faci? Bă, vino. Bă, românii, vino. Ca, băi, dumnele, să bag frica în români. Români. Deci, sunt talente. Sunt. Trebuie numai să le scot la suprafață. Cât merge șoferia, dacă mai merge, nu știu, dacă mai merge, mai stau la covric, dacă nu, mă lansez. Da. Mă lansez tare, vin din urmă. Ia, toate diamantele le cumpăr pentru tine. Ceva de genul, da, o nouă, o mantă, cu Andreea. Bună. Moderați. Ce? Ne auzim. Sănătoși. Pa!